Numărela te la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Lidiei. 1, 2, 3. Da, tot văd. Da, este ea, avem acord. Ai văd câmpurile? În câmpurile ei, așa ca și niște, ca niște licurici, ca și cum vezi în lumină puternică particulele de praf, știi? Așa se văd niște energii care se vede că nu îi aparțin. Ca niște puncte care se mișcă așa în câmpurile ei. Câteodată văd că ca un magnet se așează pe ea toate, în momentul în care își scade vibrația, după ce iese din anumită situație emoție și își mai ridică vibrația, iarăși se detașează de ea și plutesc chiar așa prin câmp. Deci când vibrația e la maxim de joasă sau așa, ele se adună. Se adună, se lipesc de ea, da. Le atrage ca un magnet. Păi nu. Ele sunt tot timpul în câmp și sunt când scade da. vibrația mult, atunci ele se adună într-un loc, se face ceva mai mare sau rămân așa cum sunt prin câmpuri. Nu se adună într-un loc, Nu ci acolo unde ele sunt, în direcția corpului, se lipesc de ea. Se Deci lipesc. le atrage ca un magnet. Păi de unde le atrage? Că le are deja Din în câmpuri. câmpuri. Asta nu Se înțeleg. corpul le atrage ca un magnet. Din, De din, unde le atrage? din câmpurile ei. Ah. Adică se așează, se lipesc de corp, cum ar veni. Ah, de corpul fizic, zici. Da. De Ah. corpul fizic, da. Ah, nu înțelegeam. Bine. Acum... Hai să mergem înainte. Și sunt resturi, parcă sunt tot felul de reminiscențe, de resturi, de Reziduri. reziduri, da, reziduri, exact. Păi, hai să mergem înainte de momentul în care astea au început să apară în câmpurile ei. Vedem ce sunt astea. Când și-a scăzut sau nu și-a scăzut, vedem în ce moment. Primul moment în care astea au început să fie vizibile, să se observe în câmpuri. 1, 2, 3. Ok, văd momentul în care ea a căzut și s-a lovit la cap. Aici, în momentul ăla, văd că i-a fost implantat în cap, i-a fost pus un implant. În moment. Da, în momentul ăla i-a Aceea. fost pus un implant, iar după acest implant a început să fie activat și să poate să îi scadă ușor, ușor vibrația în tot felul de situații, să-i dea gânduri, să-i dea idei și așa mai departe. Și a început să vină, să creeze cumva Aceste aceste puncte. vibrații, da, puncte, da, da. Să se vadă punctele în început, da? Da. Ok. Hai să vedem de ce a căzut înainte să cadă, de ce a căzut în energetic, ce s-a întâmplat. Dacă tot am ajuns aici. Da, în energetic văd că zona în care ea era, La munte era, acolo. Da, era foarte, văd multe entități pe acolo prin jur. Da. Ea era ca un bec, Da. ca o luminiță. Da. Și entitățile cumva au zărit-o că nu are alte entități în câmpuri, că e o parte subliminală cu câmpuri goale. Și cumva văd că au fost ciorchine în jurul ei. S-au adunat. S-au adunat... Oricum ele se adună
Și în jurul nostru, când facem chestiunea. Se adună pentru că văd un suflet potențial fără alte entități, care nu-i deținut, văd că așa se exprimă ele. Da, nu, care nu-i deținut, nu aparține nimănui. Da, și atunci nimănui. Ele se adună să vadă care îl prinde și cum îl prinde. Ce poate să facă, da, ai citește, au mirosit-o, e ca și cum au mirosit-o, au citit-o. Și încercau să-i găsească puncte, gânduri, da, să-i găsească locurile de frecvențe mai joase, butoane, exact. Programele da. În care, pe care încă mai funcționa de vibrație joasă. Da, exact. Da? Și? Au încercat să, au pus un plan, ca și cum au așezat un plan, să vadă dacă ea o poate agăța. Și atunci au creat situația în care ea să cadă. Dar cum au creat-o? Aici vreau să văd și cine. Adică care? Ele? Toate? Toate împreună. Toate și împreună. Cum au creat? Ce au făcut? În energetica să cadă în fizic? E ca o placă foarte lunecoasă care a pus-o sub picioare, așa văd în energetic. Și alunecat. Bine, hai să vedem ce, câte entitățile astea sunt multe care au cooperat, să zicem, în crearea acestui eveniment. Dar mai pregnante sau mai care să iese în evidență mai mult? Este una care e mai puternică decât toate 7 în total care au cooperat. Bine, erau mult mai multe, dar astea 7 au fost mai puternice decât celelalte și una dintre ele e un draco reptilian care a reușit să și pună atunci implantul în cap și care după aia a reușit să facă acțiuni în câmpurile mai departe. În mintea ei, da, și în viața ei după aia, da. Și așa cum îl văd, nu tot timpul stă în câmpurile ei, dar are aceste amprente în jurul corpului fizic, în câmpurile ei. Hai să vedem ce implant au, cum a pus, cum arată implantul ăsta. E ca un cerc în jurul creierului. Da. Ca un cerc, ca o curea, să zic așa, ca o... Da. E un cerc. Energetic sau ce? Da, energetic, da. Arată ca un câmp sau cum arată? Ca un inel. Ca un inel? Da. Din format, din... Adică ce aspect are? Energie. Energie, dar e, ce e aspect ca are? Ca o sârmă de cupru. Ca o sârmă. Da. Bine, a pus ăsta. În jurul capului. Deci nu în cap, ci în jur. În cap, în jurul creierului. Deci sub pielea capului. Da. Nu în exteriorul capului. Nu, în interior. Bine. Acum, hai să vedem ce face implantul ăsta, ce făcea, cum funcționa el. Și care sunt efectele lui. Putea să creeze gânduri, idei, imagini și anumite evenimente să le amplifice sau să le distorsioneze sau să le stingă, cum ar veni, adică să n-aibă reacție la ele. Deci control mental. Control mental, da. Și apoi zici că au început să apară, ăsta a intrat în funcțiune, a fost plasat. Implantul a început să funcționeze și în câmpuri a început să apară punctele astea. Da. Luminoase. Da, în funcție de gândurile și ceea ce putea să facă cu implantul și ea să creeze prin puterea ei de creație a minții, a gândurilor, ideilor, ea după aia putea să creeze, să dea acele vibrații și a început să creeze acele vibrații în câmpurile ei încet, încet. Da, și punctele astea, ce au sunt? Vibrații joase, sunt... Gânduri. Gânduri, fragmente, idei... Fragmente, porțiuni, ai zis că sunt ca niște reziduri. Da, sunt ca niște reziduri, da. Adică astea, ce gândea ea?
Sunt puncte de frecvențe diferite față de câmpurile ei, care au rămas în urma gândurilor, evenimentelor, faptelor prin care ea a trecut, care au fost create sau distorsionate sau create de implant. Okay. Acum, partea subliminală a simțit că ceva se schimbă în frecvențele ei sau în corp, în corpurile energetice, câmpurile ei? Nu a simțit imediat. Nu, dar la un moment dat. Reacțiile ei au care fost le-a avut ulterior atunci, de conform, seama, care au fost mai puternice, mai incontrolabile de ea, să zic așa, adică nervii ăia care ea... Bine, dar nervii au venit post-implant și au venit pentru că a găsit un mesaj în telefonul soțului de la o doamnă. Da, dar reacțiile ei au fost controlate de implant. Da, au fost controlate de implant, dar primele reacții și stările de nervozitate au apărut, ne spune Lydia, după ce, în urma vizionării, vizualizării unui mesaj în telefonul soțului. De aici a plecat în conștient, să zicem, și reacții și tot ce a făcut de la acest mesaj. Da, a fost o situație creată de entitate. Da, tot dracoreptilianul. Da. A creat asta ca da. ea să ajungă să vadă acel mesaj. Da. Am văzut. Vedem, deci. Apoi a urmat o perioadă de coșmar între ea și soț. Adică... amplificată ca energie ca să o simtă așa. Să o perceapă așa. Și reacțiile ei au creat toată situația de coșmar. Ea, dacă putea să se stăpânească și să aibă autocontrol, situația nu ar fi fost atât de urâtă cum a fost sau cum a perceput-o ea și vorbele și tot. Deci toată situația putea să fie mult mai liniștită, să zic așa. Da. De ce ea n-a putut să aibă autocontrol? Pentru ce că avea implantul. Avea implantul, da, înainte de implant. Și văd că iarăși tot coșmarul a fost creat de ea prin implant, prin controlul. Da, am înțeles. Creat de ea, dar creat de ea plecând tot timpul de la acel moment T0. Da, adică, știu. Da, se vede. Adică soțul fizic, el era într-o relație care a și recunoscut-o de ceva timp. Deci înainte ea să cadă, să-i pună implantul, să facă toate astea, el era într-o relație extraconjugală. Cine? Hai să chemăm și partea subliminală a lui Adrian, soțul. Analizăm împreună. Da. Da, a venit. Da. Hai să vedem la el, cum se prezintă câmpurile. Depinde de vibrația pe care și-o poate menține, dar acum văd niște câmpuri de energizate de departe subliminală. Energizate adică de? Are departe subliminală, adică care? Are suflet. A, are suflet, da, păi are suflet, că a avut, noi am făcut curățare și nu știu ce am făcut în curățare, dar ceva nu, s-a schimbat. Nu era sufletul lui, nu era în corp, era Era 80% puțin. Plecat, puțin. Și acum a venit tot? Este 93%. 93% acum, da? Da. Asta, ce ne-a spus Lydia, ca și schimba comportamentul lui foarte mult. S-a schimbat la 180 de grade după sesiune. Lui. Da, sufletul lui a revenit în corp și a preluat viața, controlul vieții. Da. Corpul fizic. Da, corpul și viața, da. Și a dat afară entitatea. Ok. Acum,
Zici că este partea subliminală, 96%, da, dar că nu stă în corp sau cum? De departe, sau nu știu cum ai zis. Nu, stă în corp, dar mai are câteodată influențe, da, din exterior, a, da, okay, unor entități. Pentru că nu e toată. Unde e restul de, nu, de 7%? Nu a vrut să vină. N-a vrut să vină 7%? Nu. Și eu unde văd, se găsește? O văd în 5. În 5 este? Da. Păi acum a ajuns în 5, dragă de. În urma curățării? Da, și a informațiilor. Da. Și acea parte, nu mai vrea experiență pe pământ. Nu mai vrea experiență pe pământ. Bine. Nu mai vrea experiență pe pământ, stă acolo, dar da, uite că, în sfârșit, hai să vedem. Da, de ce. Măcar e în 5, nu e măcar în minus. În și zice că nu va face nimic să influențeze partea care a rămas care a rămas marea și parte. care a hotărât să ducă experiența asta la capăt. Ea n-a mai vrut, acea părticică mică nu a mai vrut să ducă experiența la capăt. Da. Ok. Se Dar simțea dacă vulnerabilă și văd că de aceea nu a vrut să mai facă vieți, pentru că a fost partea cea mai afectată, cea mai atacată, să zic așa, și vulnerabilă și naivă, și care a tras sufletul în jos și nu se simte puternică, nu se simte... Înseamnă că nu și-a integrat n-a mai vrut, experiențele. Nu, da, nu. Păi nu. Nu și le-a integrat, nu și le mai dorește, nu le vrea. Deci nu vrea să mai audă de tărâmurile astea până la urmă. Nu, da, nu, nu. Ok, o lăsăm aici. Și acum, acolo unde este. Și acum aici să vedem cine influențează partea subliminală a lui Adrian. A reușit să influențeze astfel încât să-l ducă într-o relație extraconjugală, în condițiile în care se restabilise relația în termeni ok cu soția. Entitatea pe care a avut-o, Alfa Draco, da, a încercat prin alte persoane să reconstruiască legătura cu sufletul lui și să poată să-l readucă în posesie. Ok. Dar aici sufletul a acționat altfel decât înainte, când avea o bucată mică, da, entitatea în control. Aici acum e bucată mai mare de suflet. Și cum a reacționat altfel? Nu s-a lăsat atât de mult dus păcălită. Dar tot s-a lăsat. Pentru că avea anumite programe încă mentale și slăbiciuni mentale. Mintea. Dar deci, le-a încercat să le controleze, încerca să le elimine, văd că sufletul. Și de aceea nu a durat mult relația și nu a fost o relație aprinsă. Nu a durat mult că și nici aflat o relație... Lidia. Și a început balamucul și scandalul până s-a ajuns la programarea divorțului, iar apoi, de comun acord, au ajuns la concluzia că nu se duc să divorțeze. Deci, și că el a spus că relația a întrerupt-o. A întrerupt-o pentru că au apărut probleme acasă. Deci partea subliminală se lăsase dusă, asta vreau să spun. Pe programul, ce... Da, dar totuși avea niște limite pe care și le pusese niște partea limite, dar și n-au reușit entitățile ei și fosta lui entitate să îl tragă înapoi total. N-au reușit. Da, asta am înțeles. Hai să vedem de ce s-a lăsat dusă. Pentru că de ce s-a lăsat dusă? Programe mentale la care încă lucra, să zic, sufletul ca să le poată elimina. Okay, și deci... încă acele programe mentale au reușit să îl controleze cât de cât ca să-l ducă în direcția mintea, aia, să poată să-l scoată, da, din minte, da. Ok. Hai să vedem care sunt parametrii corpurilor lui Adrian. Corp sexual, corp emoțional, corp mental.
acum, da? Atunci și acum. Atunci, înainte de a începe relația sau când? Înainte de a începe relația aceea și mai rula încă mintea pe programe care nu fusese reușise partea subliminală să le elimine și care erau parametrii? Înainte de a intra în relație... Parametrii ăștia oscilează în funcție de noi, în funcție de stările noastre. Atunci era la 56, acum văd la 70. Mm-hmm. Corp sexual, corp emoțional. Da. Atunci 48. Da. Și acum 80. Corp mental. Mentalul au reușit să-l scadă la 30. Da. Și acum e la 68. Bine, hai să ne uităm că analizăm paralel la Lidia. Acum, ce? Nu, ne uităm parametrii corpurilor atunci când a reacționat atât de urât, când a auzit că soțul sau a văzut că soțul e într-o relație extraconjugală. Și acum, corp sexual, corp emoțional și corp mental. Atunci corpul sexual avea 20, da. Acum îl văd la 86. Emoțional? Emoțional 30, acum îl văd la 90. Mental? 26, da. Acum e la 88. Deci, toate lucrurile. Deci a reușit Alfa Draco să facă destule, da? Cu care el fusese. Atunci, în momentele alea, atunci. Pentru că după aia văd și că momentele ea alea care a ținut momente 4 luni. A ținut, da. Atunci a reușit în perioada aia, a reușit, dar văd că totuși sufletele lor până la urmă, adică al ei, că văd că ea a început să conștientizeze de situație, de energie, după ce cumva sufletul se săturase deja de energiile alea făcute, create și cât timp a stat în energiile alea și a început să facă curățări. Și încet, încet a eliminat mult. Bine, hai să vedem în baza cărui program l-a prins prin alții, în baza cărui program, care nu le eliminase partea subliminală a lui Adrian, a reușit Alfa Draco să-i bage pe supreș pastila asta cu o altă relație, altă femeie. Da, ego-ul lui, care înainte era foarte puternic, foarte mare. Care era al entității. Da, și care... implementase programe. Da, programe în care să fie... apreciat, recunoscut, să-și arate puterea, să-și arate influența. Iar după ce a fost scos din corp și a venit din nou sufletul, încă programul ăsta al ego-ului nu era complet eradicat. Și a reușit să îl prindă pentru că pe programul ăsta, pentru că s-a simțit important. S-a simțit încă atractiv și cumva că încă poate să dețină un anumit control, deci pe chestia asta l-a luat o anumită putere și a dat și acea parte de adrenalină cumva, o perioadă care l-a alimentat. Așa. Și acum ne uităm la Lidia, pe baza cărui program, care mai rula mintea conștientă, a reacționat așa, de dur. Dezamăgire și faptul că avea așteptări ca să fie respectată și tratată la fel cum ea trata. Adică dacă eu te tratez pe tine așa, atunci și tu trebuie să faci la fel. Adică cumva niște așteptări create, îți ofer ceva cu condiția ca și tu să-mi oferi același lucru înapoi, niște condiționări din astea mintea ei, programări, care, la care el
Noi le-a oferit și mintea ei, având și acel implant și fiind controlată mental, le-a perceput ca pe o trădare extremă, ca pe o, ca și cum ar fi omorât-o pe la spate. Mișelește, așa a simțit, așa a perceput ea. Totul. Acum, consideră adică eu stau că... să mănânc și tu vii să mă omor, ceva de genul. Da, consideră că era obligat, el n-a putut, poate. Partea lui subliminală a fost atât de mult scoasă în afara corpului și nu n-a fost prezentă, practic, în această experiență, încât înțelege că nu putea, poate, și plină de programe mintea conștientă, încât n-a putut să răspundă așteptărilor ei. Acum poate să privească din afară puțin, dintr-o altă perspectivă. Atunci, fiind controlată de acel implant bine, care înțeles. L-a avut, n-a acum, avut acest discernământ. Și ca să înțeleagă și mai bine, să taie stringurile cu oricine și orice și unul și altul. Acum, vedere, se privește din exterior și reacția care a avut-o o privește ca fiind exagerată. Mm-hmm. Și cumva, într-adevăr, ca și cum ar fi fost programată, a reacționat ca și cum ar fi apăsat cineva pe un buton, așa a reacționat. Mm-hmm. Așa se vede. Și cine a păpat? Cine a păpat? Se vede că a fost controlată. Toată se vede, energia zice. Care fiecare a produs-o pe vibrațiile acelea, ca să mai vorbim că stă, analizăm pe ei deocamdată, că o să chemăm și partea subliminală a băiatului, care toți sunt curățați, da? Care și băiatul a avut de suferit. Deci, da. observă că în baza acestor programe, care încă mai rulau fiecare, ia pe programul de așteptare. Nu trebuie să așteptăm. Nu dăm nimic nimănui ca să așteptăm să facă ce am dorit noi. Da? Asta înseamnă ce înseamnă? Mituire în plan fizic. Ce facem? Adică noi îi dăm nu știu ce, sau suntem corect, sau nu știu ce, dar ne așteptăm ca celălalt să înțeleagă și să răspundă conform așteptărilor noastre. De cele mai multe ori, chiar dacă ar putea să, chiar dacă ar vrea să răspundă, mulți nu pot să răspundă. Iar noi nu trebuie să avem așteptări de la nimeni și nimic. Noi trebuie să ne uităm în interiorul nostru permanent, în interiorul minții noastre și să evaluăm continuu programele în care rulăm. Conform conștientizării, pe care, bineînțeles că mai mult decât putem conștientiza, nu putem evalua. Dacă înțeleg părțile subliminale, unde a fost buba, pe ce i-a prins, au fost prinse, atunci să scoată afară aceste programe, reminiscențe, orice program sau autoprogram, rădăcinile lui nebenefic, care încă mai le găsesc în corpul mental. Da, scoate afară toate amprentele alea, toate rezidurile, resturile, urmele efectelor lor energetice, a comportamentelor, a vorbelor, a gesturilor, a situațiilor, stărilor lor, a percepțiilor lor, a gândurilor, a tot ce a fost în mintea Asta dinainte de a se întâmpla evenimentele, de a începe. Da, le scot. Toate. La momentul dinainte de a începe și cum am văzut la fiecare. Văd că e ca și cum ar face un pachet dinainte, adică văd ca o sferă energetică înaintea lor pe care o ia și o aruncă, o dă la o parte, ca și cum ar arde-o și nu mai intră în ea. Okay. Și observăm acum, după ce au ars programele, dacă trec pe o linie nouă temporală și nu se mai întâmplă, nu mai stau pe linia veche unde s-au întâmplat toate astea. Schimbând, scoțând, arzând, curățând, înainte de a începe orice. Ele relație, Trec pe o linie nouă da. Unde
se duc din armonie în armonie mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Așa cum și începuse pe vechea linie. Da. Prima curățare. Da. E. Da. Da. Acum pe linia asta nouă observă dacă corpurile pe care intră, dacă toate corpurile se îmbunătățesc și la unul și la valorii. Se îmbunătățesc din ce în ce mai mult și rămân stabile, rămân curate, rămân luminoase. Și se cresc, da, față de valorile care le-am găsit. Da. Nu e nevoie să facă portal vreunul. Portal pentru ce? De experimentare. Dimensional de experimentare. A, nu, nu văd să fie nevoie, nu. Bine, de asta întreb. Iar pe noua linie aceasta, scoțând programele înainte de a se întâmpla orice, nu mai are nimeni, Lidia nu mai are plan, nu mai are nimic și ce am văzut înainte. Nici reziduri, nici nimic. Da. Bine, extrage energia din toată porțiunea de linie temporală, asta cu interferarea, reinterferare. O taie de acolo și până de acolo și până acolo, o face o buclă, că de fapt ea a început acolo, iar acum a tăiat-o, a intrat de acolo pe o linie. Deci tot ce a fost linia veche, extrag energia printr-un zid vibrațional înalt, purifică și o integrează fiecare. Da. Da? Da. Acum, da. Hai să-i dăm, sferele dăm la ambii, sfera informațională, cu tot ce am mai văzut în sesiuni, tot ce am mai întâlnit, cu dimensiunile mai înalte. Și aici mă interesează pentru Lidia și să observe că programul acesta de fidelitate într-o relație, așa, nu există în univers. Pentru că asta e o condiționare. Când tu ceri ca, adică noi în univers, conștiința... Nu, fidelitatea asta e o înrobire. E o înrobire, bineînțeles. A sufletului, o legare de un alt suflet și o înrobire și constrângere, condiționare de a sta acolo. Da. Indiferent de emoții, dar e o chestie 3D pământească pe nu care există. un program pe care l-a implementat entitățile ca să poată să creeze emoții de frustrare, de frică, de rușine, de păcat, da, și de a crea karmele pe baza acestui program, multe karme creează și de a înrobi sufletul. Lega unele de alte. Promisiunea, jurământul pe care tu îl faci, după aia nu ai voie să rupi, ți-ai dat cuvântul, ai promis, ai jurat, nu mai ai voie, gata, stai acolo, suferă, înghite, deci asta nicio promisiune nu se face nicăieri. Decât aici, așa au făcut, de ce? Plecând de la ideea entităților, că părțile subliminale sunt răspuns sau vin din dimensiuni înalte, unde nu sunt în stare să facă rău altuia, una alteia, conștiința este așa, iar conștiința, cum să spun, e serioasă, ea respectă, își respectă principiile, să zicem. E, de aici le-a creat programele astea, legămintele astea, jurăminte, nu știu, și au profitat. Deci de-aia zic că vreau să vadă. Da, mai văd un aspect aici, principiile sănătoase sau când îți dai un cuvânt și vrei să te ții de acel cuvânt ca să arăți că ești un om corect, cinstit și care te ții de cuvânt, astea pe undeva sunt ok, până la un punct, când entitățile din jur îți schimbă situațiile, schimbă vibrațiile, schimbă totul și tu... vrei să te ții de acel lucru pe care l-ai promis, dar nu mai este și în favoarea ta. Și consumă energie la greu. Da. Nu mai este în favoarea ta, deja ție îți face rău, ție îți consumă deja prea multă energie și tu nu mai știi să renunți, să rupi, să renunți. Bine, și aici suferă foarte mult acest tip de oameni paroliști care își dau cuvântul și vor să se țină pentru că
Cumva, nu vorbesc de oameni aici. Nu știu să mai... De suflete, dar entitățile le creează. Păi oamenii devin ce devin, sunt în contracte, nu știu ce, sunt puși să-și promită între de din fiecare religie, din fiecare contract de muncă, din fiecare noi vorbim. Partea subliminală nu știe să iasă din acea promisă. Păi ea nu știe să iasă, dar noi vorbeam aici, eu vorbeam de conștiință. Înainte de a deveni și parte subliminală, de a-și dezvolta un corp simțitor, adică suflet. Ea are niște principii, da, conștiința, cu care este patternuri, da? Asta vreau eu să spun. Ori în baza acestor principii, apoi venim prin dimensiunile astea sau prin experimentare, asta controlată, practic suferă. Conștiința și partea subliminală suferă prin situațiile în care este băgată, ea dorind să-și respecte anumite... Aceste principii sunt limitări. Sunt programe pe care le-a adunat sufletul în experiențele de pe pământ. Pentru că... Vorbesc de conștiință, Ela. De conștiință, da, pentru că principiile sunt limitări. Da, dar eu vorbesc de principii. Conștiința are niște principii. Ea vrea să fie bine, ea și oricine. Asta nu e un principiu la ea. Asta este o... cum să spun... O stare efectiv, că totul să fie bine, dar nu e un principiu, e o stare, așa e ea, adică simte că totul e ok, totul e bine și nu are alte experiențe cu care să compare ca să vadă că nu e bine. Înțelegi ce zic? Asta văd. Bine. Deci, vreau să vadă prin alte dimensiuni. Asta vreau eu să văd în informațiile astea care noi le dăm, partea subliminală a Lidiei, că nu există, nu facem ca păr subliminale, ca și conștiințe, nu promitem, nu facem promisiuni, nu ne legăm de nimeni. Conștiința vrea să facă cât mai multe experiențe cu cât mai multe alte fragmente de conștiință, în orice fel și în orice mod, prin orice dimensiune, cât mai diversificat, ca să înțeleagă cât mai multe. Da, da, ca să înțeleagă, cum spui tu, principii și alte forme de energie, de cât gândire. Mai multe. De... Da, da, ca să capete mai multă conștiință. Exact, așa conștientizează, da? Pentru că dacă noi trăim iar aici, da, noi ne afecționăm, da? Sufletele, atunci când, deci conștiința când capătă, devine parte, are și parte subliminală sau are și corp al simțirii, ea simte, se afecționează, se atașează de alte suflete. Da. Asta, dar asta o condiționează. Da. Asta o condiționează, chiar dacă noi știm că ne iubim cu X, uite, și pe pământ ca oameni, ne iubim cu X, cu Y, dar ce face? Limitează experiența. Pentru că tu vrei, dacă mie mi-a fost bine, pentru că tu, conștiință și suflet și parte subliminală, vrei să-ți fie bine tot timpul. Atunci, ca să-ți fie bine, te duci spre ce cunoști, spre altă parte subliminală sau conștiință sau ce-o fi ea, prin univers, care știi că ți-a fost bine, te atașezi, te afecționezi de aia. Dar de ce asta se întâmplă pe aici, prin dimensiunile joase? Pentru că îți intră, deja ai văzut că poate să fie rău în experiențele cu altele. Poți să suferi, da. Deja poți să cunoști suferința, da. Da, și atunci te duci spre ce cunoști. Și mai zici, mai bine stau aici decât să o iau iar cu X și Y, că eu nu știu, ca sufletul nu are conștientizare până o capătă. Pe aici, prin dimensiunile astea, și zice, merg pe ce. Dar, de fapt, își pune frână în experimentare, mergând spre ce cunoaște. Bine, deci să vadă lucrurile astea, că nu trebuie să condiționăm pe nimeni, nu facem legăminte cu nimeni, nu așteptăm nimic de la nimeni. Noi oferim, ne dorim, nu știu ce facem noi, dar fiecare îl lăsăm liber pe celălalt să deceleze așa cum poate el, în baza experienței lui, conștientizării lui.
Da? Și de atunci nu va mai reacționa când înțelege lucrurile acestea, nu va mai reacționa așa cum a reacționat. Da, Da? exact. Bine, asta vreau să spun. Ce spune partea subliminală a Lidiei? Înțelege perspectiva nouă prin care să privească experiența ei și a celor din jurul ei. Înțelege că fiecare parte subliminală din jurul ei are un anumit comportament în experiență ca să înțeleagă fiecare ce vrea sau ce și-a propus. Și atunci ea trebuie să accepte nivelul fiecăruia, pe fiecare așa cum este. Da, pentru că exact. Fiecare suntem diferiți la nivele diferite de experiențe, de experimentare, de conștientizare și atunci înțelege că nu trebuie să privească doar din prisma a ceea ce ei. Ea cunoaște, da. Bine, și acum să vedem și la partea subliminală a lui Adrian, dacă a înțeles și el cum a fost, cum și-a luat-o și-a furat-o. Da, înțeles că anumite resturi de programe l-au putut trage înapoi. Da. Bine. Deci, dacă sunt bine acum, îi observ, da. Au câmpurile energetice ok, au schimbat linia temporală, nu mai au nimeni și au curățat câmpul mental, corpul mental și emoțional, dacă mai sunt reziduri, totul. Se umfle fiecare dinăuntru în afara lui și să dea comandă să iasă afară. Mai spune sufletul lui, Lidiei, că sufletul lui, îi spune sufletul lui Lidiei, că această experiență prin care au trecut în fizic amândoi, să o privească ca pe ceva ce să îi întărească, ce să îi apropie mai mult, pentru că acum el are o experiență de genul ăsta în care știe cum să reacționeze pe viitor, să, dacă cumva ar mai putea fi atras. Acum știe ce să nu facă, deși cum să nu reacționeze și cum să respingă. Deci are o experiență deja în spate ca să știe cum să gestioneze o eventuală viitoare situație de același gen. Și să nu se lase dus de valul. Asta cât stă bine și se găsesc bine unul cu altul în relația asta. Da? Că dacă nu stau bine, nu mai rezonează unul cu altul, nimic nu-i obligă sau nu-i obligatoriu să rămână în relație. Da? Da, înțelege că nu trebuie să rămână legați unul de altul, ci fiecare, atâta timp cât îi fac fericiți, exact, această relație sunt să rămână. Rămân. Și când simt că nu se mai împlinesc în fericire unul pe altul, să se lase fiecare să-și găsească fericirea. Foarte bine. Hai să cheam și partea subliminală a băiatului, a lui Daniel. Vedem el cum se prezintă. Ok. Da, a fost și el foarte afectat de situație, văd. Energiile părinților l-au ajuns, să zic așa, și pe el, pentru că îl suferea când vedea prin ce trec părinții. Își dorea liniște, calm, exact. Pace, și o familie dorea bine normală. Și pe unul și pe altul, iubindu-i da, și pe da, unul și pe altul. Și știa că amândoi suferă în momentul da. ăla și știa că amândoi sunt nervoși, suferinți și l-a afectat stările lor. Da. Astfel încât el s-a interiorizat, nu a mai comunicat, ba mai mult, această situație l-a făcut să nu se mai... Să nu se mai ocupe în da, plan fizic de licență și da, să o facă cum trebuie. Văd că nu se mai putea concentra da, pe învățat, pentru că era stresat cum o să fie fiecare din părinții lui după ce divorțează sau după ce sau care va fi se situația, despart, sau da, cum... sau ce va face unul, ce va face altul. Deci o grămadă de gânduri, alte gânduri în afară, deci nu se putea concentra. Nu. Pe învățat, pentru că mintea lui era în altă parte, cu alte probleme. Da, ia da, să meargă și el fel, înainte, acolo unde părinții, părțile subliminale, au schimbat linia temporală. Și ci și el acolo, la punctul ăla. Și sare și el pe noua linie temporală.
Da, în care părinții lui nu mai trec prin Sunt situația fericiți, nu mai trec, nu se aia. întâmplă nimic și vei vine aici și acum. Da. Și aici vedem aici și acum cum sunt câmpurile lui acum, pe noua linie. Acum le văd curate, neatinse, energizate frumos. Da, întregi. Foarte bine. Acum fiecare, pentru că ne-am ocupat de partea subliminală, fiecare scoate mintea conștientă, o scoate afară și o pune la cinematograful personal. Da. În primul rând, și fiecare îi pune minții proprii filmul cu toate înregistrările de vibrații joase, toate programele, toate acțiunile, tot ce a înregistrat, și emoții, și gânduri, și vorbe, și fapte de vibrații joase, și număr de la 1 la 3, 1, 2, 3. Reia fiecare acest film și acum îl rulează minții conștiente, rulează cu o viteză de 100 de ori mai mare. 1, 2, 3. Și mai reiau filmul încă o dată și rulează cu o viteză de 1000 de ori mai mare. 1, 2, 3. Acum fiecare își integrează mintea curățată, da, de toate înregistrările de vibrații jos. Da, s-a șters tot. Foarte bine. Și acum, dacă fiecare este, îl vezi curat, să zicem, cu o conștientizare nouă, mai mare, hai să ne uităm pe întrebări, să vedem ce ne-a scris. Ce să răspundem, da? Aici întrebarea numărul 1. Lidia zice, dacă Adrian, soțul, a avut o relație în fizic sau doar în online, cum susține el? Ce observ pe vechea linie. Au și dizolvat. În online, nu văd. În online, nu vezi, da? Te-ai și decizia care a luat-o Lidia să divorțeze la notar, dar care nu s-a mai finalizat. Au ajuns de comun acord să nu se prezinte. Bine, deci relația a fost în online, am văzut, am explicat ce ne-a făcut, ce a făcut și de ce. Da? Aici, Lidia, întrebarea asta eu nu-i văd rostul, dar în sfârșit o citesc. Una e ce consider eu și alta e ce consideră Lidia. O rog pe Ela să-mi spună mai multe amănunte despre această relație. Cât a durat? Că Lidia zice cam 4 luni. A intuit eu Lidia văd cam 4. Ok, 5 luni. 5 luni, văd, așa da. Mi pare. De unde, cine e persoana, cine e persoana aceasta? Și dacă sunt colegi de servicii. Parcă au fost colegi. Da. Dar nu mai erau în timpul relației. Ăstea, în timpul acestei, să zicem... Discuții. Nu mai erau colegi la momentul acela. Așa văd că au fost. În momentul ăla nu mai erau. Mie mi-apare că numele era Luca. Acum, nu știu. Bine, da. Nici n-aș fi vrut. Asta mi-apare. Atât mi-apare. Era bine. Luca. Bine. Întrebarea următoare. Ce a fost, de fapt, cu acea lucrare de licență a fiului? Adică,
De ce nu și-a putut? Am văzut. De ce n-a putut să-și facă lucrarea? A fost ștearsă în energetic, văd că. E ca și cum în energetic nu i-a dat energie, nu i-a dat importanță. Și nu a făcut-o cum trebuie, da? El nu s-a putut concentra să-și facă lucrarea, da? Da, el deci nu putea, în energetic concentrare. Nu exista. Văd că era ștearsă în energetic. Deci asta nu a putut să-și facă, să se concentreze și să-și facă lucrarea, da? Nu, nu i-a dat energie, nu a fost concentrat acolo, nu. Da. N-a creat-o, de fapt, în energetică să poată să se manifeste în fizic. A fost o acțiune în fizică, fără concentrare, fără energie, doar să fie făcută și a fost oricum fără rost, nu i-a acceptat-o. De aceea văd că n-a avut energie, n-a avut reușită. Da. Da, reușită, da. Bine, zice... Portal dimensional de experimentare, dacă este nevoie pentru David, băiatul. Hai să vedem la David acum să ne uităm. Da, pentru el, da, e nevoie, văd că zice da, vreau. Care sunt parametrii corpurilor? Acum. Corp sexual. 48. Corp emoțional. 58-59. Și corp mental. 61. Atunci îi dăm informația cum să-și deschidă portalul dimensional de experimentare, apoi să intre în portal, să-și scrie scenariile care vrea să le experimenteze, să le și experimenteze și să facă atâtea experiențe câte are nevoie, astfel încât la final, când iese din aceste experiențe libere și din portal, să ducă acești parametri, să ajungă cu ei la valori spre 100. Și număr 1, 2, 3 intră în portal și cât număr de la 1 la 5 își face aceste experiențe libere. 1, 2, 3, 4 și 5. Este din portal. Hai să vedem câte experiențe a făcut partea subliminală a lui David. 960. Destule. Hai să vedem care sunt parametrii acum. Corp sexual. 92. Corp emoțional. 94. Și corp mental. 96. Cum se simte acum partea subliminală? Excelent, spune. Da? Întărit, zice. Puternic. Pregătit pentru această experiență? Vieții, da. Da, zice. Foarte bine. Acum legat de licența care o dă în februarie, s-a pregătit, a pregătit-o, a putut sau mai are de lucru? E energizată destul de bine, 82%. Și mai trebuie să mai reenergizeze puțin. Bine. Da, o va finaliza complet. Și cu ușurință acum. Da, mult mai ușor, mult mai repede și conștient. Da. Zice, la munte în luna august am căzut cu capul de pământ destul de agresiv. Dacă a fost provocat sau încălțămintea nepotrivită, am răspuns. Aici am venit o glumă pe care trebuie să o zic. Deci, cum observăm în familie și în viața pe această planetă, practic, uneori, copiii au de furcă, le dau de furcă părinții. Da? Și nu invers. Da. Da? Da, cazuri și cazuri, da. Cazuri și cazuri. Dar, așa era scenariul. Și acum înțeleg toate părțile subliminale, că în scenariul acesta au venit. În contractul acesta de familie. Da, sunt situații și situații în care vine un copil și dă peste cap viața părinților și le îngreunează. De multe ori, dar sunt alte situații în care părinții distrug viața copiilor. Exact. Da. Rolul familiei, practic, este de a se distruge părțile subliminale. Da, sau a se potența, depinde, că sunt și părți pozitive. Sunt, dar foarte puține, cât permite entitățile, doar când se trezește unul din familie și părțile subliminale, apoi începe să
să ajute și pe celelalte, da? Da. Bine. Dar la tinerețe, când fac copii și toți în inconștiență. Programul ăsta de familie, programul familia, este făcut pentru suflet, pentru partea subliminală, când vine în experiență să-i îngreuneze experiența. Exact. Să-i blocheze, să-i îngreuneze. Bine. Și ca să nu mai vorbim... Să-l poată ține aici cât mai mult și să creeze karma. Că da, în primul rând asta karma pe pământ. E pe familie, în primul rând pe familie, așa au creat-o. Cu cei apropiați, da. Ca să nu, asta pe planeta pe asta. Pământ, da. Da? Că nu funcționează deloc și mai rău funcționează și celelalte programe create de entități unde copiii nu cresc în familie. Pe la casele de copii, pe la nu știu unde și pe la nu știu, mai distruși sunt. Dar am observat în sesiuni, pe alte planete, în dimensiuni mai înalte, chiar și în 4D, unde copiii nu sunt crescuți în familie, ci în comunitate, în cum or fi acolo, dar care sunt gestionați foarte bine, da? Unde nu sunt interferați, vorbesc. La festivitatea fiului, tatăl a pierdut cartela la festivitatea de terminare a facultății. Tatăl a pierdut cartela de la mașină. Unde a pierdut-o? Că n-au mai găsit-o și era un alt oraș și a trebuit să se ducă, că mașina n-a mai plecat, să ducă să ia cartela de rezervă de acasă. Cine a făcut asta și unde a pierdut cartela, dacă tu vei? Cine a fost artizanul? Dracul reptilianul respectiv. Mm-hmm. Și... a căzut undeva în curte, mi-apare mie. Curtea facultății. Institutului, da. Ce era. Bine. Undeva acolo a găsit-o cineva sau pe unde e? Nu văd să fie găsită de nimeni. Mm. Eu deja cumva... Undeva e. Da. Acoperi... Nu vă să fi găsit cineva. N-a găsit. E tot acolo. Bine. Curățările pe care le fac seara sunt făcute bine? În proporție de... Ne spune Lidia, da? Da, Lidia. Sunt făcute destul de bine, da. Doar că... Depinde pe ce vibrație a făcut-o. Da, și ce dubii are după. Dar când... văd situații în care și le face foarte bine, văd situații în care sunt 80-90% făcute. Da, dar, da, hai să zicem că da, și le face ok. Bine. Să aibă mult mai multă încredere în puterea ei. Și trebuie să fie pe o vibrație înaltă când facem frecvența, pe frecvență înaltă când facem curățările. Atunci când ele nu funcționează, că mai sunt care spun, mă tot curăț și nu simt, e că n-au efect. Pentru că prima dată trebuie să-ți ridici vibrația, starea, adică trebuie să ai încredere în ce faci, să nu mai ai frică, să nu mai ai dubii. Dacă tu stai în frică, spui, vai, simt că și tremur ca varga și spui în gând, fac curățările și așa și tremur da, ca varga. Și da, ție ți-e frică că ești atacată și vai, ce o să facă mie acum entitatea care poate să mă afecteze și faci curățare, nu o să plece, să dispară, să nu știu ce. N-are efect, ești în vibrația fricii. Da. Și atunci n-au efect curățările. Orice curățare trebuie făcută pe intenție, pe vibrații înalte. Da. Iar adică protecțiile... tu să fii peste entități ca vibrație, da. Atunci curățarea. Are. Iar protecția... Și să rămâi acolo, de fapt. Da. Uh-huh. De fapt, curățarea înseamnă ca tu să te ridici de pe frecvența unde te vede entitatea. De fapt, asta e curățarea, să te ridici în vibrație. Asta și e să curățarea acolo. Care poți să o faci fără să mai vorbești ceva sau nu știu ce. Exact. E curățarea vibrațională. Când tu te-ai ridicat, da? Exact, asta e altă curățare. Și te mai vede entitatea. Nu mai vede, aia pur de și simplu. Curățarea, da. Bine. Încă o dată spun, legat de protecție, care vă faceți protecție, vă curățați, apoi vă faceți protecții și apoi vă duceți în biserică sau nu știu unde, sau vă certați cu vecina sau nu știu ce mai faceți, s-a dus protecția. Deci protecția ține atâta timp cât te menții tu, conștient, pe vibrație înaltă. Poți să-ți faci protecții, cercuri peste cercuri, sfere peste sfere și dacă tu cazi vibrațional, te lași, protecția dispare. Da. Deci atâta timp cât tu menții vibrație înaltă, aia e protecția ta. Exact. Aia ești tu. Aia... Și curățarea, că te-ai curățat vibrațional. Da. Nu trebuie să faci nimic. Da. Sau să-ți pui nimic dacă te cureți vibrațional. Da. Bine.
De ce mai tot timpul sunt retrasă, un pic tristă, antisocială, introvertită, nu mă simt bine, mă simt bine singură. Da, am văzut. Era iarăși gânduri, idei. Da. Și vibrația intrat, în care a stat care intrase, și... Da. Am două colege de birou, una mai tare ca alta, de religioase. Nu le bag în seamă, dar e ok. Adică ne-a explicat că nu intră în energia și discuțiile lor despre religie. E ok așa și dacă face față. Dacă... Uite, vezi, deja e un dubiu, o păi frică da. Că nu face față. Da, da, da. Deja intră pe acea frică că dacă ceva din ce spun ele, din ce au ele în câmpuri, vine și la mine. Deci din start îți scazi vibrația pe frica asta. Deci pur și simplu... Cine sigurant? Da, pur și simplu s-a ținut cumva deoparte, e pe o vibrație mai înaltă decât ele, dar dubiile sau nesiguranța asta ai mai scad vibrația. Da. Tot ce trebuie să facă e să știe clar că... Că să fie sigură. Poate să facă, să stea cu 7 cruci legate de gât și prin cap și prin urechi puse unul care stă lângă mine la servici și să facă mătănii și să stea pe sub masă și pe unde vrea, că pe mine decât mă distrează. Ce poate să facă? Exact, mă distrează. Exact. Iar eu, da, așa s-o iei. Te distrează și când te distrezi stai în vibrație înaltă. Adică nu te poate atinge, nu te poate nimic exact. Din ce face. Da? Exact cum te uiți pe stradă, vezi un nebun la colțul străzii, se dă peste cap, face tumbe de toate. Ce înseamnă? Că intri tu în frică că ia uite ăla ce face? Păi dacă, anulez ce zic, dacă o să fac și eu așa, dacă mă cuprinde și pe mine energia aia sau ăla are, îl văd că are entitate, că se manifestă în fel și aia mă apucă frica. Păi dacă o să-mi fie, eu mă distrez, de ce să-mi fie mie? Ce treabă am eu? Fiecare cu contractele și cu... vibrațiile lui și de ce a făcut așa, de ce este așa, a ajuns așa, da? Colega și cu mătra de serviciu, Daniela, dacă se poate vedea ce are în câmpuri, că nu mă pot apropia deloc de ea, nu pot. 2 alfa draco și 3 aromane. Trimite sfera informațională la colegele de la servici. Toate părțile subliminale fac sfere informaționale cu toată iubirea lor și trimit la toate părțile subliminale care vor să o primească. Da, toți fac și trimit peste tot. Bine. Astea au fost întrebări. Hai să vedem ele acum. Părțile subliminale. 3 la număr. Dacă vor să meargă fiecare în sinele mai înalt. Da, sigur. 1, 2, 3. Da, fiecare se îmbrățișează, se energizează și trimitrează de lumină corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează fiecare. Mai mărim încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici fiecare își caută matricea originală care a fost creată ca și conștiință primă, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează codurile care au fost schimbate, modificate de când, de la ultima curățare, da? Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare. Nu știu, cred că am făcut cu ADN-ul. Dacă n-am făcut, să dea comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care le-a fost adăugat pe linia experiențială de către da, el. Fiecare îl ard. Da, îl ard, îl dizolvă fiecare. Acum își activează fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Face fiecare sfera sau dacă o au făcută, o energizează, o concentrează cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Sfera de manifestare, aici trimite idei, programe, le susțin mental, emoțional, energetic, cu acțiuni în fizic, până manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre și număr de la 1 la 3, venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică, fiecare curăță, purifică, lărgește, 1, 2, 3. Aici acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am văzut și ce am investigat în această sesiune. Cred că și-au decreat ritualurile de orice fel, la, cred, uite-te. Da, dizolvați tot. Și programele benefice pe arborul genealogic, da, de asemenea. Bine.
Sfere am trimis, acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi, fiecare curăță tot ce are de curățat. Casa, toată, toți cei trei dau cu bombe, cu lumină, pentru că la ce a fost în casă, discuții, sigur, au fost și portalul. Deschise, au deschis. Da, peste tot dizolvă toate amprentele energetice, energiile stagnante, blocate, hologramele, egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, toate rezidurile, urmele, efectele lor de peste tot. Entitățile sunt aspirate pe portal de cea mai înaltă vibrație trimise direct în sursă și toate celelalte entități de peste, portale, pardon, de peste tot sunt închise, sigilate. Foarte bine, mulțumim părților subliminale pentru această călătorie.